Bună ziua și bine v-am regăsit. Ne aflăm în Piața Romană împreună cu Damian Anțile. Bună, Damian! Bine v-am regăsit! Numai de vreme de asta e noroc cu mine, da, să îngheți un pic. Vine și căldura, nu îmi fac griji că vine și căldura. Avem de făcut în București până prindem iarna următoare. Oho! Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Pentru astăzi o să încercăm să brodăm între zona Bulevardului Magheru, care o să reprezinte principalul obiect de interes în filmarea de astăzi, și zona imediat adiacentă la Răsărit, respectiv Piața la Hovari, strada Dionisie Lupu, strada Icoanei, mergând spre cea Rosetti și, dacă avem spor, o să ne oprim cam prin zona Universității, vorbind de ceea ce este adiacent Bulevardului Magheru. Acum, de Piața Romană, cred că am mai pomenit noi în alte filmări, dar nu strică să o aducem în discuție din nou. Este unul dintre locurile bucureștene care nu-și mai justifică numele și nu a avut dintotdeauna numele ăsta. Piața în sine începe să fie trasată la începutul secolului 20, odată ce încep să fie amenajate și bulevardele care vor deveni ulterior Magheru, s-a numit Tacheionescu I, respectiv Lascăr Catargiu, cel cunoscut în perioada comunistă ca Ana Ipătescu. De acolo povestea domnul Andrei Pipidi că la un dat avea un unc din Italia care îi scria pe adresa Lascăr Ipătescu, că nu-i mai era clar la ce adresă trebuie să scrie. În ceea ce privește piața, ea a fost inițial dedicată memoriei omului politic Lascăr Catargiu, cel care e mutat acum pe bulevard. În rotonda pieței inițiale se găsea statuia din bronz a acestuia, făcută de un sculptor francez, Antonin Mercier îl chema. Statuie dată jos de comuniști prin anii 50-55, mi se pare. La un dat tot domnul Andrei Pipidi consemna faptul că o găsise undeva în spatele Casei Presei Libere, având fața teșită de la căderea de pe soclu. E o întreagă campanie de demolare și de ștergerea memoriei în perioada aceea. Și drept urmare, piața schimbă numele, devine propriu-zis Piața Romană, odată cu amplasarea aici a statuii Lupoaicei, de care la fel. Și de acolo i-au dat numele de piață. Da, de acolo capătă numele de Piața Romană. E o denumire care se cam plimbă, să zicem așa, prin București. Istoria Lupoaicei, care acum se găsește în locul aproape original, să zicem, am făcut-o când ne-am plimbat în centru vechi. Mai înainte, strada Eminescu, care vine încoace, se numea Strada Romană, piața se chema Lascăr Catargiu, deci s-au plimbat un pic denumirile în față, să zicem. Ea se numește Piața Romană din momentul amplasării statuii Lupoaicei, care a rămas în incinta pieței. Majoritatea, cei care sunt de-o seamă cu mine, și mai tineri de atât, și-o aduc aminte încă aflându-se aici, pentru că a stat până prin 2010, mi se pare, în piață, după care a fost reamplasată în centru vechi, în actuala piață Sfântul Gheorghe. Aspectul propriu-zis al pieței, cum spuneam, e dat de clădiri care apar în prima jumătate a secolului 20, dar ulterior, din păcate, este un pic reamenajată, ca să fiu un pic ironic, de un incendiu de prin anii 50, respectiv de cutremurul din 1977, că tot vorbeam de incendiu, hai că ne țin acompaniament și pompierii. Și acum, ca să începem așa, să spunem, în ordine numerică, începem cu clădirea care se află, cum arată plăcuța, la numărul 1 și care este monument istoric. Este vorba de Casa Criticului Literar Nicolae Petrașcu. Acum, numele de Petrașcu clar sună în urechile majorității, dar nu cu numele mic de Nicolae, ci cu numele de Gheorghe Petrașcu. Oamenii aveau, fiind frați, aveau proprietățile alăturate. Casa lui Gheorghe Petrașcu este situată vis-a-vis de noi, la numărul 3. Este casa unde se găsește acum sediul unei întreprinderi private. Nu mi-e foarte clar exact ce ființează acolo. O să vorbim imediat și despre ea. Nicolae Petrașcu, frate bun al marelui pictor Gheorghe Petrașcu, a fost critic literar și nuvelist. N-a rămas neapărat foarte cunoscut prin opera sa, dar trăiește în preajma unor oameni mari de care este foarte apropiat, și principala personalitate literară de care a fost el apropiat este nimeni altul decât Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, pe care îl cunoaște personal, lasă și niște scrieri biografice privitoare la Eminescu, dar mai mult decât atât, în perioada finală a lui Eminescu, chiar în ultimul an al șederii lui Eminescu la București, deci 1888 spre 1889, când Eminescu locuiește în Hanul Mircoș, o să ajungem aproape de el spre finalul traseului de astăzi, Nicolae Petrașcu se îngrijește din leafa pe care o primea de la stat,
ca să-i plătească chiria, pentru că Eminescu în ultimii ani nu mai lucrează din cauza bolii, de care, afecțiunii de care suferea și în mare parte pentru că i s-a votat târziu de tot o pensie de către statul român, trăiește și din ajutoarele oferite de către apropiați. Nicolae Petrașcu a fost unul dintre acești apropiați și în general a fost recunoscut ca un om de cultură al epocii sale. Ce leafă primea el de la stat era simplu, era secretar de cabinet al lui Petre P. Carp, care va ajunge ulterior și prim-ministru al României, Petre Carp fiind cunoscut drept unul dintre oamenii cei mai rigizi, dar rigizi în sensul de consecvenți din politica românească, o să mai ajungem la casa unui alt astfel de om politic tot în turul de astăzi. E ușor de imaginat cam ce calități trebuia să ai tu secretarului de cabinet ca să-i faci față unui asemenea caracter. Totodată, un om foarte bine cultivat este idealul acela din Belle Époque de persoană aparținând clasei de mijloc sau clasei de sus, care avea o cultură cât mai vastă, cât mai bine dezvoltată, cuprinzând mai multe domenii, inclusiv în domeniul artistic. În casa asta este mărturie clară că se adăpostea o copie a tabloului Vârful cu Dor a lui George Demetrescu Mirea, foarte cunoscută în perioada aceea. Iar cel care a realizat casa propriu-zis, deși stilul de data asta n-ar semnaliza-o atât de clar, este nimeni altul decât arhitectul Ion Mincu, un alt profesor, un alt prieten al lui Nicolae Petrașcu. Nicolae Petrașcu, din câte știu, a scris o lucrare biografică privitoare la Ion Mincu și, drept urmare, cumva au făcut schimb de talente. Scriitorul a redactat o operă, arhitectul a proiectat această casă, ea s-ar vrea în stilul tradițional românesc, atât de îndrăgit de către Ion Mincu. Avem mai multe opere de ale lui, am văzut în turul de pe Calea Victoriei, Casa Vernescu și Casa Monteoru. Ar mai fi, o să mai vedem o clădire astăzi, nu spun care. Așa să spunem, clădirea simbol pentru stilul lui Mincu este bufetul de la șosea, actuala casă Doina, de lângă șoseaua Chiselef. Aici se vede că arhitectul s-a jucat puțin cu conceptele și nu o spun eu că nu sunt expert în arhitectură, dar o spun alții mai edificați ca mine pe subiect. Respectiv, domnul Andrei Pipidi remarca lucrul ăsta, că n-a prea văzut el casă țărănească să aibă un asemenea balconaj sau bovindou cum are asta de pe col și nici arcadele astea de la ferestre cu un profil destul de oriental nu prea amintesc neapărat de arhitectura tradițional românească. Din păcate, așa cum se vede destul de ușor, mai ales în cazul celuilalt balcon, casa e nici pe departe în starea în care ar merita să fie un monument istoric și situat într-una dintre cele mai circulate piețe din București. Este proprietate privată și, așa cum bine știu majoritatea, în momentul când ai o casă monument istoric, nu plătești impozit. Nu plătești impozit anume ca să te preocupi mai îndeaproape de întreținerea propriu-zisă a imobilului. Faptul că se găsește în starea asta de degradare spune multe vis-a-vis de cât de mult ținem uneori la trecutul nostru istoric. Este casa lui Nicolae Petrașcu, un critic literar care l-a cunoscut pe Eminescu la viața dumnealui. Așa că acum ne îndreptăm un pic atenția peste piață de noi, cu mare plăcere. La numărul 3, casa fratelui Gheorghe Petrașcu, unul dintre cei mai cunoscuți pictori români din prima jumătate a secolului 20, creatorul unui stil, practic, semnătură. Și de data asta vorbim de o casă tot în stil neoromânesc, de data asta e mai evident lucrul acesta, făcută de un discipol de-a lui Mincu, arhitectul Spiridon Cegăneanu. Se găsea într-o stare destul de avansată de deteriorare și ea la începutul anilor 2000, iar faptul că astăzi ne uităm la o clădire aflată în perfectă stare de conservare se datorează unuia dintre cei mai buni arhitecți restauratori din România. Este încă în viață domnul și sper să fie încă multă vreme, domnul Alexandru Beldiman. El s-a ocupat de restaurarea casei propriu-zise și în felul acesta putem să observăm o diferență așa de aspect. Lângă ea se găsește o stradă cu care are în prezent și a avut și înainte un nume destul de greu de explicat în trama stradală bucureșteană. Acum o cheamă Căderea Bastilei. E evident la ce eveniment istoric face referire, la clădirea simbol, închisoarea din Paris, care, a cărei cădere a semnalizat sfârșitul monarhiei, primei monarhii franceze și instaurarea Republicii. Mai înainte avea la fel de clarul nume de Strada Cometei. Dumnezeu știe la ce cometă s-o fi referit. Dar
În schimb, dacă numele era neclar, avem niște informații certe despre locatari. Din păcate, clădirile nu se mai păstrează, așa că nu ne-ar ajuta foarte mult să mergem propriu-zis în cuprinsul străzii, dar la numărul 22 pe strada aceasta, rămânem în sfera lui Eminescu, trăia și locuia poetul Alexandru Macedonski. Macedonski, la origine, o familie de aromâni, dar sper aici să nu spun eu prostii, pentru că clar parte din rudeniu au din spațiu slav. Bunicul lui Alexandru Macedonski, dacă nu mă înșel, a fost capitan de panduri în oasta lui Tudor Vladimirescu. De aici s-au și așezat la București. Alexandru Macedonski, prin excelență poet simbolist, similar cumva cu Edgar Allan Poe, să spunem, în poezie, poetul rondelurilor, între altele, o personalitate destul de originală. Se mândrea, de exemplu, că avea tot timpul la el un muștuc din Kichlimbar, care susținea că aparținuse unui rege al Poloniei, și avea un spirit destul de caustic. A rămas, din nefericire pentru el, foarte cunoscut în mediul literar pentru epigrama pe care a făcut-o lui Mihai Eminescu, aceea cu un X pretins poet al cum s-a dus pe cel mai jalnic drum și aș plânge dacă în Balamuc destinul lui n-ar fi mai bun, că până ieri era năuc, iar acum este doar nebun. Lucru pentru care și-a luat un mare vot de blam în societatea literară a epocii și a fost interzis o vreme și din societăți și din tipăriri. Dar pe lângă asta a fost într-adevăr creatorul unei școli literare în jurul revistei sale Literatorul, în preajma lui formându-se personalități viitoare cum ar fi Cincinat Pavelescu, unul dintre cei mai mari epigramiști ai literaturii române. A rămas celebru și pentru unul dintre viciile pe care le avea, respectiv că era opioman, și lucrul ăsta era un fapt cunoscut în epocă. A murit, mi se pare, în 1920 și nu știu exact ce s-a întâmplat cu casa lui după aceea. Ceea ce știu sigur este că astăzi ea nu mai există. În schimb, pe locul actualei clădiri a ASEU-ului, opera fratelui lui marelui istoric Alexandru Xenopol, Nicolae Xenopol, cu celebra bilă care a făcut legendă în spațiul bucureștean vreme de generații, clădirea este edificată în 1926 și reprezintă una dintre marile cuceriri ale mediului academic românesc. Mai înainte să fie existat clădirea asta, în vechea structură a Pieței Romane am fi avut o casă care ar fi stat cu fațada pe strada Cometei, la vremea actuală, căderea Bastiliei, și ar fi venit cumva cu curtea înspre Piața Romană, deci o casă care ar fi stat cu spatele cumva la noi. E bine, în această casă a locuit fiica unuia dintre precursorii academismului și a stilului clasic în pictura română, pictorul Constantin Leca, autorul mai multor portrete și mai multor tablouri în secolul al XIX-lea, pe numele dumneai Cleopatra Leca. Cleopatra Leca se căsătorește cu un nepot de soră a lui Petrache Poenaru. Acel Petrache Poenaru, Grigore Poenaru, se pare că nu merge foarte bine căsnicia pentru că ea divorțează și obține un divorț favorabil de soțul ei. Altfel, o frumusețe la începuturi, așa cum se vede într-o acuarelă în ulei pe care o înfățișează la tinerețe, în partea mai matură a vieții, să-i spunem, devine obiect de îndrăgostire pentru același Mihai Eminescu, prieten cu Nicolae Petrașcu. Mihai Eminescu stătea, cum am văzut în turul de la Piața Amzei, în casele Slavici și de aici, evident că drumul nu era foarte lung până pe strada Cometei, care la vremea aceea avea plopi. Și drept urmare, dar aici se pare că s-a născut poezia. Pe lângă plopii fără soț adesea am trecut. Puteai să-mi spui că nu mai poți, dar uite că n-ai vrut. Glumesc. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut, trădând o dragoste neîmpărtășită, se pare, din partea Cleopatrei Leca. Eminescu avea într-adevăr un stil mai original de a face curte femeilor, în sensul că, să fim metaforic spunând, le cam lua cu asalt. Era destul de direct. E comportament de om timid, de introvertit, să mai poartă și astăzi, într-o formă sau alta. Un moment. Și cert este că se tot învârtea pe aici. La un moment dat există niște informații consemnate că l-ar fi găsit servitorii Cleopatrei în curtea
casei propriu-zise, încercând cumva să tragă cu ochiul la fereastra obiectului dragostei sale. A fost, să zicem așa, o pasiune trecătoare. Se pare că ar fixa și o cerere în căsătorie care a fost respinsă de către Cleopatra și ulterior gurile rele mai făceau hai și de faptul că nu era, să spunem, chiar cea mai frumoasă dintre femeile bucureștene ale vremii aceleia. Lucrul ăsta iar n-ar fi neapărat neobișnuit pentru Mihai Eminescu, pentru că la el conta foarte mult și partea de intelect a femeii, nu numai aspectul ei fizic, ca să zic așa. O să mergem ușor-ușor către intersecția cu calea Dorobanți, până o să ajungem acolo. Vorbim de calea Dorobanți și de alte schimbări de nume din peisajul bucureștean. Calea Dorobanți se numea la momentul secolului al XIX-lea, respectiv până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ea se numea ulița Herăstrăului, pentru că ducea către actualul Parc Herăstrău, acolo unde se găsea un câmp de instrucție pentru dorobanți, pentru infanteriștii armatei române. Drept urmare, după războiul de independență, acești viteji, cunoscuți și drept curcani, datorită poeziei lui Vasile Alexandrii Peneș Curcanu, au dat numele, prin hotărâre de guvern, acestei artere și în felul acesta s-a numit de atunci Calea Dorobanților. Pe vechea tramă stradală bucureșteană, ea se conecta cumva cu actuala stradă George Enescu, adică ulița Herăstrăului mergea până aproape de Calea Victoriei, pentru că pe Titu Maiorescu îl vedem la un moment dat figurând la o adresă pe ulița Herăstrăului, dar fiind vorba de o casă situată în prezent pe actuala stradă George Enescu. Evident, prin retrasările de bulevarde s-a ajuns la structura actuală a străzii, și ea se conecta tot așa cu piața la Hovari, către care ne îndreptăm noi acum, piața care la fel a cunoscut mai multe avataruri în privința numelui, fiind numită Alexandru la Hovari în amintirea unuia dintre cei mai mari politicieni din perioada secolului al XIX-lea și probabil printre cei mai mari, alături de Titulescu și alții miniștri de externe ai României, unul dintre cei patru frați ai familiei la Hovari. Am întâlnit până acum casa numai a unuia dintre ei, cel mai puțin cunoscut, Emil la Hovari, am întâlnit-o pe strada Gina Patrichi. Casa lui Alexandru la Hovari, din păcate, nu se mai păstrează, ei sunt patru, cum spuneam, ceilalți doi fiind generalul Jack sau Iacob la Hovari, respectiv Ion la Hovari, care are casa mai sus pe Dorobanți, o să mergem în cadrul unui tur următor, tatăl Martei Bibescu. Alexandru la Hovari făcea parte din ceea ce se numea altădată Juna Dreaptă. Juna Dreaptă, o mișcare a tinerilor conservatori, în rândul cărora intrau și pe Petre Carp și alte personalități de la vremea aceea, și care se remarca prin studii foarte serioase făcute la, în străinătate, erau a doua sau chiar a treia generație de tineri români care mergeau să se școlească în apus și după aceea se întorceau în țară. Era numit adesea și fulgerul conservatorilor, respectiv fulgerul opoziției. El a avut un rol central în căderea guvernului Brătianu, acea lungă guvernare brătienistă cunoscută ca viziratul lui Ion Brătianu, cea de 12 ani, care a căzut în 1880, mi se pare, sau 1888. Totodată, ca ministru de externe în mai multe rânduri, s-a interesat îndeaproape de problema a românilor din Balcani și a luat unele măsuri în favoarea acestora, inițial de sprijinirea culturii lor și a identității de limbă, ridicând școli în limba română și după ce s-au comis mai multe violențe la adresa acestora, favorizând stabilirea lor în teritoriul românesc, mai ales în Dobrogea. Și totodată el este cel care, în calitate de ministru de externe al României, semnează actul de logodnă dintre principele Ferdinand și viitoarea regină Maria. În momentul în care, după încheierea afacerii, Elena Văcărescu, mi se pare că am pomenit de ea la un moment dat, se hotărăște încheierea căsătoriei, el este cel care semnează această confetărie, această căsnicie. Voiam să semnalez faptul că, deși aspectul nu e neapărat grozav, în zona asta se găsește un parc. Deci mascat de blocuri este parcul de la Piața Romană, unde cei care lucrează în zonă măcar s-ar putea bucura, deși e adevărat că imaginea nu e foarte îmbietoare, dar s-ar putea bucura de o mică oază de verdeață așa în centrul propriu-zis al capitalei. Tot Alexandru la Hovari face în epocă
o marcă de stil, propriu-zis, în sensul că e recunoscut drept unul dintre cei mai buni oratori parlamentari, dar niciodată în stilul lui nu se simte patos. Nu atacă cu virulență dușmanii sau cel puțin se mărginește la atacuri care vizează strict chestiuni de politică și niciodată nu invadează, cum se întâmplă astăzi, domeniul vieții personale, ba dimpotrivă, chiar arată considerație și față de calitățile celor din opoziție, ca să zic așa. Și drept urmare, statuia lui, pe care o vom vedea imediat, ridicată la începutul secolului 20 prin colectă publică de către un alt sculptor francez, Ernest Dubois, este inițiativa ridicării statuii aparține unui adversar politic, o să ajungem și la casa lui astăzi, Eugeniu Carada. Eugeniu Carada este cel care susține ridicarea statuii lui Alexandru la Hovar și asta dovedește într-adevăr fair play-ul care se practica în perioada regatului în cadrul clasei politice, sau cel puțin în perioada vechiului regat de până la primul război mondial. A murit destul de neașteptat și fulgerător la Paris, nu mai știu exact care era afecțiunea de care suferea, la o vârstă la care cu siguranță mai avea contribuții de adus statului român. Moartea lui a șocat într-adevăr întreaga clasă politică de atunci și îi păstrează în felul acesta memoria prin piața care îi poartă numele, piața care, așa cum spuneam, a suferit niște avataruri, ca și strada George Enescu, pornind de la ulița Herăstrăului, devenită după aia strada cosmonauților în comunism, la fel și piața la Hovari în perioada comunistă, mai ales în anii stalinismului, se numea Cuibâșev. Un nume profund românesc, desemnează un oraș din fosta Uniune Sovietică, în prezent în cuprinsul Federației Ruse. Și dacă numele pieței a revenit la denumirea istorică originală, în schimb, alături, unde o să mergem acum și să vedem câteva case mai interesante, se păstrează o reminiscență, respectiv o intrare care până astăzi se numește Intrarea Urali. Ca să vedem cam până unde mersese servilismul față de stăpânii de la Moscova. O luăm pe acolo. De altfel și strada Mendeleev, pe care ne-am plimbat în cadrul unui alt tur, la fel. Nu că marele chimist rus Mendeleev n-ar merita un nume de stradă, dar nu pentru aia s-a dat numele respectiv, ci era o întreagă campanie menită să thank you, să șteargă cumva vechea memorie istorică a locurilor. În cazul ăsta, evident, majoritatea presupun că știu ce înseamnă o intrare. Este o stradă care nu duce nicăieri, ci se înfundă la un moment dat. Aici avem, potrivit mărturiei istoricului Emanuel Hagi Mosco, o casă a familiei Samurcaș. Vornicul Constantin Samurcaș, trăitor în secolul XVIII, este ctitorul mănăstirii Samurcășești, din relativa apropiere a Bucureștiului. Și unul dintre descendenții lui, despre care am mai vorbit cu prilejul turului de pe Calea Victoriei, Muzeul Țăranului Român, este Alexandru Țigara Samurcaș, cel mai longeviv director al fundațiilor universitare Carol I și cel care a fondat Muzeul Țăranului Român, sau rămăsese, să vorbim, în cadrul turului de pe Chiselef. Nu este foarte clar care membri ai familiei Samurcaș sunt cei care au deținut casa de aici. Nu vorbesc de casa din primul plan, despre ea o să discutăm imediat când revenim în piața la Hovari, dar pentru că am descoperit-o relativ recent în materialul meu documentar, am ținut să o includem și pe aceasta. După cum vedem, este o zonă rezidențială și accesul este limitat, dar casa despre care vorbesc eu este cea din partea stângă, situată cumva pe fundal, în fața blocului dinspre Piața Romană. Blocul acela de exact. Iar pe dreapta putem să vedem niște exemplare reușite de arhitectură cel mai probabil interbelică. Fie e vorba de vile, fie e vorba de mici duplexuri, să zic așa. Cu clar stilul arhitectonic este iarăși influențat de curentul Mauro-Florentin, care s-a făcut simțit în arhitectura bucureșteană a epocii. Putem să vedem și niște exemple frumoase de orfevrărie la lămpi și la porți, care împodobesc clădirea. Prima construcție este renovată, relativ recent, și renovată cu gust, atât cât mă pot pricepe eu.
Am ținut să ajungem aici, chiar dacă documentările mele nu sunt complete pe zonă, pentru că e un colțișor foarte puțin cunoscut și e situat în centrul capitalei. Bun, și acum bineînțeles că ne concentrăm pe una, pe principala piesă arhitectonică din piața aceasta. Este vorba de o casă în stilul Renașterii franceze, stil Ludovic al XV-lea, dacă m-am informat eu corect, opera arhitectului Ion Berindei, care a aparținut unora dintre cei mai mari industriași pe care i-a cunoscut Bucureștiul de secolul XIX și început de secolul XX, membrii familiei Asan. Am mai vorbit cu ei, nu mai știu exact cu ce ocazie, despre ei, nu cu ei, că n-am făcut ședință de spiritism. Nu, eu n-aș încerca, mica problemă cu spiritismul e merge, nu merge, dacă merge, ce te faci? Așa. Memoria familiei Asan e păstrată în mare parte astăzi în București prin ceea ce a rămas, din păcate, din moara Asan, situată pe strada Vaporului Asan în Colentina, chiar aproape de cimitirul Reînvierea. Ea, o clădire de mari dimensiuni, a fost prima moară mecanică, prima moară cu motor cu aburi din țara românească, adusă de către tatăl proprietarului acestei case. Să mergem în fața ei ca să putem să vedem mai bine. Să sperăm că nu o să avem de-a face ieri cu niște paznici cu simțul răspunderii, care sunt noi astăzi să filmăm. Respectiv Gheorghe Asan. Gheorghe Asan, la origine băcan, negustor de băcănie, are într-adevăr această intuiție de a folosi puterea motorului cu aburi în scopuri industriale și comandă la Viena o asemenea instalație care sosește pe Dunăre cu barja, ia vreo 2 săptămâni să ajungă la Giurgiu și de la Giurgiu până la București face 1 lună, fiindcă au fost nevoiți să schimbe podurile care nu erau construite să suporte o asemenea greutate, dar în cele din urmă, odată amplasată, reușește să macine 9 vagoane de făină pe zi, ceea ce era imens pentru epoca respectivă. Putea să depășea în capacitate toate morile de pe apa Dâmboviței. Drept urmare, proprietarii de instalații de astea mai rudimentare și-au simțit zilele cam numărate și au lansat o campanie de presă. Poate sună cunoscut asta, că făina măcinată la moara mecanică nu e bună pentru sănătate, că nu știu ce face. Lucru pe care îl mai vedem și astăzi în anumite situații. Cert este că Asan a reușit să se impună totuși pe piață, dar a avut neșansa să moară la 46 sau 47 de ani, probabil și consumat de o viață destul de intensă, și a lăsat soția, pe Ana Asan, cu 2 fii minori, George și Bazil. Ana Asan a făcut o treabă extrem de neobișnuită pentru epoca în care trăia ea, respectiv nu numai că nu s-a recăsătorit, dar a ales să administreze singura afacerea moștenită de la bărbatăsul. Și ce să vezi minune, nu se gândea o ea la vremea respectivă că o femeie ar fi în stare să facă așa ceva, nu numai că nu s-a încurcat în treburi, ba chiar a reușit să lase o afacere prosperă și să-i crească cu succes pe cei 2 fii, dar într-adevăr stresul pe la care a supus-o și pe ea activitatea asta și probabil și o doză de oprobiu public a făcut-o să sufere de o afecțiune psihică, avea niște ciudățenii, așa erau cunoscute în epocă, niște damblale. În principiu, cine nu era nebun violent, nu intra neapărat la capitolul nebuni. În cazul Anei Asan, se manifesta în primul rând prin faptul că avea niște sute de pisici, vreo 200. Acum, eu n-am nimic cu iubitorii de animale, dar probabil când ai sărit o anumită cifră, ar fi bine totul să te cauți, așa, și pe care avea obiceiul să le plimbe cu birja pe la șosea, deci către șoseaua Chiselev. Răsfățate, ce se zice. Da, da, da. Acum nu știu câte intrau într-o birjă, dar cert este că muscalul ăla pe care l-a angajat avea parte de o priveliște destul de rară și mai mult decât atâta, după ce o plimba, era nevoit săracul să aștepte până dimineața pentru că Ana avea obiceiul să nu plătească noaptea. Dar, într-adevăr, a doua zi dimineață îl plătea foarte bine pe săracul birjar care înțepenea pe capră așteptând să-și primească onorariu. Dar, cum am spus, pe lângă ciudățenile astea, ea crește 2 fii care preiau după aceea cu succes afacerea părintească. Unul dintre ei este fostul proprietar al acestei case. În prezent, casa este local, este Casa Oamenilor de Știință, după cum putem să vedem pe indicatorul ăla de acolo, sunt cunoscută și sub acronimul de COŞ. Și este local public, adică se poate merge să servească masa în interior și, drept urmare, să se admire mai multele saloane ale acestei locuințe boierești, un veritabil hotel de ville, așa cum este Palatul Cantacuzino sau cum este Casa Ion la Hovar mai sus, pe calea Dorobanților.
Inclusiv există un salon numit Edison, pentru că are o lampă originală Edison, adusă din America. Oameni, pe lângă faptul că au fost industriași de succes, atât George cât și Bazil, care au extins afacerea părintească și au creat un veritabil concern, concernul Asan, cu fabrici de vopseluri, de uleiuri, etc., George Asan a ajuns inclusiv președinte al Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București, la recomandarea unui contemporan la fel de celebru, Gheorghe Marinescu Bragadiru, patronul fabricii de bere. Au fost amândoi persoane extrem de pasionate de toate descoperirile științifice ale epocii. Acum e posibil să mai încurc între realizările celor doi frați, dar clar aparțin unuia sau altuia dintre ei. Ceea ce știu sigur este că George Asan este celebrul proprietar al la fel de celebrei mașini cu numărul de matriculare 1 din București. Registrul auto român este creat la 1900, deci de atunci dăm noi numere de matriculare. Nu-l face primul proprietar de autovehicul din București, dar el este primul care îl matriculează. La vremea aceea, Registrul auto român dădea plăcuțele de matriculare nu pentru mașină, ci, ca să citez un clasic în viață, pe persoană fizică. Deci, indiferent câte autovehicule ți-ai fi cumpărat, numărul ăla rămânea al tău. Asta a născut un mic scandal cu un alt pasionat automobilistic al epocii, respectiv soțul Martei Bibescu, principele Gheorghe Valentin Bibescu, cel care a și fondat, de fapt, Autoclub Român, care, fiind plecat în momentul când a primit George Asan numărul de matriculare 1, a făcut un mic scandal când s-a întors, cum adică el, care e primul nostru pilot de raliuri, Gheorghe Valentin Bibescu, cum adică el să aibă numărul 2, la care autoritățile vremii au făcut o manevră foarte inteligentă și au dat lui numărul 0 din matriculare. În felul ăsta au împăcat, să zicem așa, și capra și varza. Cât de liberală este familia Asan, o stă mărturie o poză care, din câte știu, se păstrează și mediul online, care o înfățișează pe soția lui George Asan șofând acest automobil marca Herden sau Herdan. Era o fabrică belgiană de autovehicule. Bun, legislația era destul de permisivă atunci, abia mai târziu a apărut noțiunea de permis de conducere, plus că proba era una deosebit de dificilă, respectiv era proba de frână sau de frânare, în care cu viteza maximă a bolidului de la vremea aceea, vreo 40, 60, hai 80 de kilometri, trebuia să frâneze atunci când instructorul ți arunca o pernă în fața mașinii și cam cu asta se încheia marele examen de conducere. Ah, ce vremuri! Tot George Asan sau fratele lui Bazil Asan au mers într-o expediție în nordul extrem al Europei, respectiv în insulele Spitsbergen, aflate în stăpânirea Norvegiei, împreună cu un explorator suedez, al cărui nume îmi scapă în momentul de față. Lucrul ăsta este consemnat ca atare pe cavoul lor de la cimitirul Belu, în care se prezintă în bronz scena acestei expediții în zona Arcticii. Și totodată, aici cel mai probabil este, cu siguranță este Bazil Asan. Bazil Asan este primul român care circumnavighează globul la anul 1899, la bordul unui vas, la bordul căruia se afla și soția lui, o femeie de origine de etnie romă, care și-a pus un pic ampreta asupra numelui celor trei fete ale avute cu Bazil Asan, respectiv fata născută în Grecia poartă numele de Athena, fata născută în Spania poartă numele de Esmeralda, dacă nu mă înșel, iar fata născută în cadrul acestei călătorii împrejurul lumii, pentru că s-a născut în Pacific, unde alt punct de reper n-avea, a fost botezată, evident, Pacifica. Presupun. Casa lui Bazil Asan, din păcate, nu mai există. Era situată un pic mai la est de aici. Era o casă care ar fi socotită modernă după standardele actuale. La momentul ăla apărea desprinsă de-a dreptul din filmele științifico-fantastice, cu arhitectură cubistă, dar din fericire se mai păstrează imagini cu această casă. Mi se pare că inclusiv cu interiorul casei, în schimb, casa lui George Asan încă e în picioare. George Asan a avut norocul să moară înaintea perioadei comuniste. Evident că după aceea autoritățile au naționalizat această casă împreună cu toate proprietățile familiei Asan. Cert este, nu știu dacă a mai revenit proprietarul de drept, nu știu de fapt care este soarta familiei Asan
după 1948, dar din fericire cel puțin se conservă structura inițială. Vedem iarăși poarta și gardul din fier forjat caracteristice unui hotel de ville și putem doar să ne imaginăm așa cam ce recepții se puteau da în interiorul unui asemenea imobil. Cum am spus, aici și cu o consumație care am înțeles că e destul de calitativă, se poate vizita și interiorul. La fel, sunt în fază incipientă de documentare, pentru că nu am momentan decât o singură referință, tot domnul Emanuel Hagi Mosco, în cartea București, amintirile unui oraș. Eu sper că am făcut identificarea corectă și că vorbim de clădirea cu un etaj de vis-a-vis, ar fi Casa Haralam Lamotescu. Aici fiind vorba de o familie boierească, înrudită pe undeva cu ultimul ban al Craiovei. Dar iarăși, din păcate, nu pot să dau foarte multe detalii la momentul de față, pentru că sunt, cum am spus, la începutul documentării. Pardon. Da, eu merg vorbind și cine știe cum plec cu vreo ocazie. Și acum o să facem așa un mic ocol, dar o să revenim spre Piața Romană ca să nu ratăm un obiectiv. Dar fac ocolul ăsta ca să arătăm și începutul străzii Dionisie Lupu. Turul de astăzi o să fie așa un pic cu pauze ca să ne mai întoarcem, să nu ratăm niciunul dintre obiective. Ne îndreptăm spre o stradă cu nume de personalitate istorică, strada Dionisie Lupu. Dionisie Lupu este ultimul mitropolit al țării românești din perioada fanariotă. Păstorirea lui se încheie odată cu răscoala lui Tudor Vladimirescu. Spre deosebire de alți mitropoliți ai veacului, biserica din Țara Românească a fost mai profund influențată de curentul grecesc din perioada aceea și respectiv din vreo 12 ierarhi și jumătate au fost greci. Atenție la lanț! Așa. Dionisie Lupu, în schimb, este ierarh de origine română. Printre inițiativele sale lăudabile se numără sprijinirea activă a lui Gheorghe Lazar, ardealul venit de la Avrig, treptat versând munții cu caii și cărând în spate saci de cărți, și care a înființat prima școală în limba românească de la noi. Totodată, numele străzii nu este dat degeaba, mai aproape de capătul opus al străzii, de strada Batiștei, se găseau casele acestui mitropolit al Ungrovlahiei, omul avea proprietate personală în București și totodată și un paraclis al caselor sale, din păcate, evident că nu se mai găsește în prezent. Păstoria lui Dionisie Lupu s-a încheiat nu prin moartea sa, ci prin fuga lui, cum au făcut-o și majoritatea boierilor vremii, odată cu izbucnirea Zaverei, cum a mai fost cunoscută răscoala de la 1821. Deși a stat suficient de mult timp în București cât să trateze cu Tudor Vladimirescu, după aceea, odată ce au izbucnit neînțelegerile între acesta și eteriști și după aceea, odată ce au intrat trupele otomane în țară ca să înnăbușe mișcarea revoluționară, mitropolitul a fugit la Brașov, în Transilvania, sub protecție, aflată sub autoritatea și implicit sub protecția autorităților austriece, de unde a refuzat să se mai întoarcă și după ce s-au liniștit lucrurile, deși a fost chemat să-și reia funcția și, drept urmare, sinodul țării românești a fost nevoit să aleagă un nou ierarh. N-a fost o treabă neapărat rea, pentru că mitropolitul nou ales a fost nimeni altul decât Sfântul Ierarh Grigori al IV-lea Dascălu. Mitropolitul Ungrovlah e una dintre cele mai culte personalități, ceea ce nu-i reduce cu nimic importanța mitropolitului Dionisie. Și atunci se explică și de ce avem până astăzi o stradă care îi poartă numele în București. E, cum spuneam, o casă care o stradă care are legătură cu personalitatea propriu-zisă. Nu știu să fac o localizare precisă, ceea ce știu cu siguranță este că erau situate spre capătul opus. Acum, strada Dionisie Lupu, în schimb, a cunoscut și alți locatari celebri și probabil cel mai recent locatar de pe strada Dionisie Lupu este cel care a stat, dacă informațiile mele sunt corecte, chiar în partea stângă. Aici, în partea stângă, a fost locuința unei dintre cei mai semnificativi poeți români din secolul 20, Adrian Păunescu, cel care a încetat din viață în anul 2010,
Personalitatea lui a fost una cel puțin controversată. Eu sunt de părere că întotdeauna e bine să judeci separat viața personală a unui om și opera lui, adică nu sunt influențabil. O operă mare nu te scutește de a fi o canalie, cum faptul că a fi fost un om cu totul cum se cade nu te scutește din a fi fost vreo nulitate. În cazul domnului Adrian Păunescu, așa la capitolul defecte, să zicem, în viața publică, este bineînțeles servilismul pe care l-a manifestat față de Nicolae Ceaușescu, ceea ce a dat naștere la o serie întreagă de ironii în epocă, unele dintre ele nu prea pot fi exprimate așa într-un limbaj decent, dar să spunem că n-avea, mai pe scurt să spunea că n-avea Nicolae Ceaușescu atâta fund cât ar fi putut domnul să pupe, și asta a dat naștere și unor bancuri în perioada socialistă, respectiv că la o vânătoare Ceaușescu, care nu stătea prea bine cu ochitul, încearcă să tragă într-un stol de rațe, nu nimerește niciuna, toată lumea rămâne consternată că o să se supere șeful, la care Adrian Păunescu intră repede și salvează situația spunând: priviți aceste rațe și moarte ele zboară, le ține sus doar dorul, doar dragostea de țară, trăiască în veci poporul, trăiască vânătorul, că nu putea să spună dictatorul, așa fiindcă rața getodacă chiar și împușcată zboară. Așa, sau că ar fi mers, de exemplu, în vizită la fermă de porci, și a doua zi, când tăia publică poză cu el la fabrică, zice: tovarășul Păunescu în vizită la ferma de porci, primul din stânga. Dar trecând la o parte peste lucrurile astea, mai mult sau mai puțin reale, parte, cum să spun, recunoscute și de el după 90 prin celebra sintagmă că am fost un porc, în care și-a recunoscut totuși, spre deosebire de alții, colaborarea cu regimul. Adrian Păunescu, din punct de vedere al talentului, este recunoscut de majoritatea criticilor literari ca atare. Eugen Simion, de exemplu, îl considera ultimul nostru mare poet social și un poet al baricadelor. Și totodată, nu numai că a fost personal un om de talent capabil să producă poezii pe loc, lucru susținut de mai mulți oameni care sunt încă în viață și l-au cunoscut, dar totodată a fost un om care n-a fost zgârcit în privința talentului lui și n-a fost totodată nici reținut în a promova talentul altora. E conducătorul cele mai mari importante mișcări culturale din perioada comunistă, celebru Cenaclu Flacăra, care constituia probabil una dintre principalele supape ale tinerilor din perioada aceea, pe care el i-a salutat cu celebru slogan: te salut generație în blugi. Cenaclu Flacăra, care în urma unui accident produs la Ploiești sau Pitești, sper să nu curc oraș, a fost vorba de o furtună care a dărâmat pur și simplu un stadionul peste cei prezenți, s-a soldat cu niște morți. Se păstrează înregistrarea în care se vede că Adrian Păunescu nu și-a pierdut calmul și îndemnat tocmai la o evacuare în ordinea stadionului, dar și pentru faptul că a fost considerată periculoasă de către regim, această adunare a luat sfârșit mai înainte de sfârșitul comunismului și Adrian Păunescu a intrat într-o perioadă, să spunem, de exil față de autoritățile, respectiv față de cuplul prezidențial, de care era destul de apropiat. Dar trecând la o parte, în cadrul cenaclului Flacăra s-au afirmat mai multe talente, s-au afirmat poeții obzeciști, Grigore Hagiu, Ion Iuga, s-au afirmat mai mulți cântăreți, cum ar fi Tatiana Stepa, una dintre cele mai grele nume din folcul românesc, având unul dintre șlagărele cele mai cunoscute și a rămas cunoscut până astăzi, fiind reinterpretat, este Galbenă Gutuie, versurile ale lui Adrian Păunescu. Ștefan Hrușcă a fost lansat de către Păunescu în 1981 și bardul a susținut puternic până la plecarea sa în Canada. Victor Socaciu este alt om sprijinit puternic de către Adrian Păunescu. Totodată a avut o relație apropiată, mai ales în ultima perioadă a vieții, cu Nichita Stănescu, pe care la fel l-a promovat și a știut să fie destul de elegant chiar și cu adversarii. Unul dintre marii săi adversari literari din epoca a fost nimeni altul decât Eugen Barbu, el conducând a doua mare mișcare literară în epocă, pe care îl saluta de altfel cordial la împlinirea vârstei de 60 de ani printr-o poezie în care îi recunoștea valoarea, cumva ca o ironie a vieții, Ghiș care a fost omul care i-a împăcat după 90 pe domnul Păunescu și pe domnul Eugen Barbu. Corneliu Vadim Tudor. Corneliu Vadim Tudor fiind un apropiat al amândurora, el fiind cumva elevul literar al lui Eugen Barbu, dar prieten foarte bun cu Adrian Păunescu. E greu să crezi că să împace pe cineva, dar el este autorul unei împăcări considerate cumva istorice
în lumea literară între Eugen Barbu și Adrian Păunescu. De altfel, prietenia lui de cu Adrian Păunescu a fost ilustrată și de mai multe cenacluri, unele filmate după anii 90, și respectiv de prezența lui în prim plan la mormântarea poetului și vizibil afectat de moartea sa, Corneliu Vadim Tudor, care l-a urmat la câțiva ani, din păcate. Așadar, un om complex, o personalitate complexă, un talent pe măsura fizicului și cu o prezență într-adevăr impunătoare, e cu siguranță una dintre figurile literare proeminente ale secolului 20. Tot așa mă tot gândeam ce melodie celebră mai rămâne, Nebunul de Alb, al lui Emeric Imre, care este tot scris de, e o melodie folk arhicunoscută și se pare că este scrisă de către Păunescu în momentul când el s-a îndrăgostit de o campioană la șah. De acolo toată ideea cu și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Așadar, o personalitate cu lumini și umbre, dar din punct de vedere al talentului literar, un om incontestabil, poreclit de altfel bardu la, de către mai mulți apropiați. Undeva pe dreapta, dacă nu mă înșel, dar să văd eu numărul exact, parcă la numărul 34, este momentul de față, este rectoratul Universității de Medicină din București. Nu aici, asta este Dimitrie Gerota, deci mai jos probabil. Oricum, casa în sine nu se mai păstrează în forma în care a fost locuită, dar a fost casa doctorului Turnescu. Doctorul Turnescu fiind primul rector al Universității de Medicină din București. În schimb, clădirea din fața noastră, pe partea stângă, deși nu într-o stare foarte bună de conservare, dar rezistă în forma în care se găsea și atunci când era locuită de către unul dintre cei mai mari matematicieni pe care i-a cunoscut România, respectiv Gheorghe Țițeica. E în cazul ăsta ca și în cazul familiei Giurescu, de exemplu, în domeniul istoric, vorba de o dinastie de savanți, pentru că fiul lui Gheorghe Țițeica este Șerban Țițeica, unul dintre pionierii fizicii atomice la noi în țară. Eu, din păcate, am atât de puține cunoștințe în domeniul realului încât n-aș fi în stare să explic ceva din activitatea lui Gheorghe Țițeica și mă mărgesc numai la a spune că exista în epocă, dat fiindcă totuși omul a încetat din viața cu 90 de ani. În epocă era celebră teorema lui Țițeica, pe care se pare că îi venise omului făcând cercuri pe coala de hârtie cu o monedă de 5 lei. Din cercurile astea, lui a rezultat o teoremă pe care eu, din păcate, îmi spuneam, nu știu să o explic, dar una dintre mințile, într-adevăr, strălucite. Și totodată mi se pare că este fondatorul Institutului de Matematici. Și după cum vedea, scrie, fondator al Școlii Românești de Matematică și secretar general al Academiei Române. Așadar, unul dintre savanții cultivați în perioada regelui Carol I, și ulterior, care a strălucit până la sfârșitul perioadei interbelice. Ne mai îndreptăm acum spre o clădire mult mai bine conservată, din fericire, chiar dacă existau dubii la momentul restaurării, pentru că restaurarea s-a făcut de persoane particulare și exista temerea în mediile culturale că s-ar putea sfârși cu un fiasco. Nu s-a întâmplat așa, din fericire. Este vorba de clădirea din partea stângă, cu false cariatide la gangul de acces spre interior. Se vede clar că este o clădire din Belle Époque, pentru că prin portalul ăsta puteau să intre și trăsuri. Clădirea din stânga. Așa, în cazul ăsta vorbim de o casă care a avut scop instituțional. A fost cămin de studente și erau cămin pentru studentele sărace, deci era o stradă cu scop filantropic, condusă în perioada interbelică de către Clotilda Mareșal Averescu. Mareșalul Alexandru Averescu, unul dintre cei, trei români, să zicem, care a purtat acest titlu, este prin excelență marele erou militar al României din primul război mondial, artizanul
marilor victorii de la Oituz, Mărăș și Mărășești, cel care a reușit în anul 1917 să țină defensiva Moldova și, din punct de vedere militar, cel care a avut cea mai importantă contribuție împreună cu Constantin Prezan la realizarea Marii Uniri și care își află un loc bine meritat în mausoleul de la Mărășești. Soția lui era italiancă de origine, pentru că mareșalul făcuse studiile militare în tinerețe la Torino. Era un produs al școlii militare italiene. Acolo se cunoscuseră, ea a venit în țară și s-a remarcat într-adevăr ca fiind un spirit rar, în sensul că era o femeie de o bunătate rar întâlnită, care avea o bucurie sinceră din a-i bucura pe alții, de a le face plăceri la altora, mai ales mult iubitul ei, Alessandro. Am avut ocazia să aflu mai multe amănunte personale, să spunem, despre personalitatea mareșalului și a soției de la fiul secretarului personal al acestuia. Este vorba de regretatul istoric Șerban Papacostea, fostul director al Institutului Iorga. Tatăl său, Petre Papacostea, fusese secretarul lui Alexandru Averescu. Din câte știu, se păstrează și unele memorii ale sale cu privire la personalitatea mareșalului, care ulterior, în perioada interbelică, s-a implicat în politică, fondând și un partid, Partidul Poporului. Averescanii, cum erau cunoscuți, au fost și la guvernare în anii 20, dar din păcate n-au rezistat foarte mult pe scena politică și ulterior, după anii 2000, a existat o glumă tristă a unui domn care a fost și patron de televiziune și care a refondat acest partid, adică a folosit numele acestui partid, fondând o altă entitate politică care, din fericire, n-a stat prea mult pe scena politică românească, dar aici s-a manifestat în chip vizibil această filantropie a soției mareșalului Averescu, care purta de grijă, cum spuneam, studentelor sărace și le ajuta să se întrețină. Clădirea este opera unui arhitect, Roznovanu, care face parte dintr-o generație premergătoare lui Mincu. După cum vedem, există niște false cariatide, așa, ca motive decorative principale. Ancadramentele ferestrelor arată clar stilul neoclasic, ca și capiterurile corintice pe care le vedem la coloanele ce sprijină balconul, balcoanele, respectiv cele două balcoane. Și așa cum spuneam, casa a fost, din fericire, subiectul unei restaurări de succes care s-a petrecut prin 2010 sau 2012 și a rămas până în prezent în conformitate cu aspectul ei original. Acum o să facem o întoarcere către Piața Romană, că să nu cumva să trecem pe lângă casa unei dintre marii politicieni din perioada de început de secol. Mergem pe o stradă care dublează cumva strada Edgar Quinet, pentru că se referă la un alt istoric francez din secolul XIX, Jules Michelet, care a fost de asemenea unul dintre marii prieteni ai României, în sensul că a sprijinit activ unirea principatelor române, că toți suntem în apropierea datei de 24 ianuarie, și a rămas și pentru una dintre cele mai pertinente până astăzi, deși e scrisă cu ceva timp în urmă, istoria ale Franței. Aici să avem grijă cu filmatul, că pe stânga este ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ceea ce explică și barierele de pe strada asta. Dacă despre istoricul clădirii propriu-zise nu am momentan informații decât faptul că este și ea într-un stil neoclasic pur, fără filmare, nu? Așa cum era de așteptat, nu se pot filma sediile de ambasadă. Oricum, să zicem că de data asta n-am pierdut nimic, pentru că nu am încă informații despre clădirea propriu-zisă. E iarăși un apel public, dacă cineva are informații și le poate oferi, tot datorită unei filmări cu voi am aflat până la urmă unde se găsea casa lui Barbu Catargiu, așa că... Da. M-aș bucura să aflu și informații aici. Oricum, Imperiul Britanic, la vremea când intră în raporturi cu statul român, este printre primele puteri, după Franța și Rusia, care deschid un consulat în țările române, motivat în mare parte de ceea ce a fost constantă a politicii britanice, respectiv politica economică. Spre deosebire de alte mari imperii ale istoriei, Imperiul Britanic, care din punct de vedere teritorial a fost cel mai întins pe care l-a cunoscut istoria, chit că nu a fost contigu, adică teritoriile lui nu au fost grupate, ci au fost răspândite pe întreg globul, nu s-a extins pe criteriu strict teritorial, adică n-a cuprins zone vaste, ci s-a dus pe criteriu economic, ocupând zonele cheie din punct de vedere al resurselor sau al fluxului comercial. De asta până astăzi, de exemplu, majestatea sa, regele Marii Britanii, este în continuare și regele Gibraltarului, care este teritoriul britanic, sau al celor două
baze deținute pe teritoriul insulei Cipru, Acrotirii și Dechelia. Mai în vechime, dețineau insula Malta, dețineau canalul de Suez, aveau grijă să fie prezenți fie în zonele cu cel mai important trafic comercial de pe glob, fie în zonele cele mai bogate în resurse, cum este India. Asta a motivat în mare parte și deschiderea unui consulat pe teritoriul Principatelor Unite în țara românească, pentru că odată cu tratatul de la Adrianopol din 1829 se deschiseseră către comerțul internațional și reprezentau cea mai apropiată, să spunem, sursă de grâne pentru insulele britanice, care asta este unul din dezavantajele lor istorice. Odată cu începutul revoluției industriale, au o populație mai mare decât pot susține din punct de vedere al resurselor alimentare interne și atunci aveau o mare nevoie de grâu românesc. Tot grâu românesc, pe de o parte, a motivat și prima intervenție militară britanică în zona noastră. Este vorba de războiul Crimeei, în 1856 încheiat, în care trupe britanice, franceze, piemonteze, adică italiene și otomane, luptă împotriva Rusiei pentru a opri avansul turcesc către strâmtorile Bosfor și Dardanele, dezagregarea Imperiului Otoman, dar totodată pentru a înlătura controlul rusesc din preajma gurilor Dunării, care ar fi influențat direct comerțul cu grâne. Și cumva politica britanică face ca după Congresul de Pace de la Paris, ce a urmat războiului Crimeei, Moldova, că la vremea aia nu erau unite principatele, să redobândească sudul Basarabiei, județele Cahul, Ismail și Bolgrad, care au rămas în componența țării până la războiul de independență, când Rusia ne ia iară județele alea, dar ne dă la schimb Dobrogea, în ciuda opoziției lui Ion Brătianu, dar care a înțeles până la urmă că rușii n-aveau de gând numai să ne dea, dar rămânând și cuvintele celebre că patria nu se negociază, ci se conservă. Așadar, exemplu de rezistență pe de-o parte din partea lui Brătianu. În primul război mondial am fost aliați, am primit de altfel o principesă britanică pe viitoarea regină Maria, care a avut un rol instrumental în negocierile de pace de după primul război mondial, însă ulterior, și are legătură cu personalitatea pe care o să o vedem acum, Marea Britanie și Franța n-au prea oferit garanții suficiente României pentru a oferi în fața agresiunii naziste și sovietice, perfectate prin pactul Ribbentrop-Molotov, prin clauza secretă a acestui pact, și drept urmare am fost nevoiți să cumva să facem politica celui de-al treilea Reich. E o discuție mai complexă aici, nu vreau să spun că am fost victime sau că am fost exclusiv de capul nostru, dar cert este că Marea Britanie și Franța, principalii garanți ai tratatului de pace de după primul război mondial, cumva au fost o prezență cam distantă. Anglia și-a continuat politica ei mai mult economică și în felul ăsta nu au existat garanții suficiente pentru menținerea unui regim democratic. Noi am făcut o buclă acum, dacă putem să includem toate obiectivele, și acum să zicem că ne îndreptăm spre finalul tronsonului 1. Aici exista, mai înainte să se tragă Bulevardul Maghiar, o stradă continuă care trecea dinspre Amzei, înspre piața la Hovari. S-a numit și aceasta în mai multe feluri, dar personalitatea centrală de aici este cel care a dat vechiul nume al Bulevardului Maghiar, respectiv Tache Ionescu. Tache Ionescu, care avea casele aici, pe strada numită Atena, tocmai în amintirea uneia dintre misiunile sale diplomatice duse cu foarte mare succes în Grecia, și ulterior, în perioada comunistă, s-a numit Nikos Beloianis. Tot comuniștii sunt cei care au înlăturat statuia lui Tache Ionescu, am uitat cine a sculptat-o, dar care se găsea aici, da? Deci altă statuie care dispare din peisajul bucureștean. Din fericire a rămas casa Tache Ionescu, mă rog, cele două imobile care constituie ansamblu Tache Ionescu, primul pe care îl vedem, nu primul în ordine cronologică, fiind acesta din partea stângă cu aspect de Palazzo Florentin. Și putem să vedem prin curte continuarea către casa principală, să zicem. Tache Ionescu este unul dintre primii mari politicieni români care nu are origine boierească, așa cum eu spune și numele. Am citat de mai multe ori secvența asta din romanul Parte
fictiv al lui Petru Dumitriu, Cronica de familie. E un scriitor controversat, dar e clar că a avut parte de o foarte bună pregătire istorică înainte să scrie romanul ăsta și la un moment dat consemnează replica unui personaj fictiv, Bonifaciu Cozianu, în Parlamentul României, posibil aluzie la Gheorghe Grigore Cantacuzino sau la alt reprezentant al vechii aristocrații, care este pur și simplu siderat că în Parlament intră un Ionescu. Cum ați băgat bă un Ionescu în Parlament? Și asta este o posibilă aluzie, dat fiindcă e vorba tocmai de un tip cu un profil similar al lui Tache Ionescu, exact la acest politician care în epoca a fost poreclit în mai multe feluri, tocmai ca aluzie la originile sale mai puțin boierești, respectiv tăchiță 7 pantaloni, pentru că tatălui, deși tatălui a fost funcționar, după câte am citit eu, ar fi avut o prăvălie de haine care avea exact firma asta cu 7 pantaloni și atunci de aici i s-ar fi tras una dintre porecle, în timp ce altă poreclă, în schimb, a evidențiat una din principalele sale calități, era poreclit și tăchiță gură de aur, pentru că este unul dintre cei mai mari oratori parlamentari pe care i-am avut noi vreodată în istoria noastră politică. Altfel, asta nu era un om de condiție joasă. A avut o stare financiară suficient de bună în familie încât să poată urma studii în drept la Paris, unde a fost coleg cu nimeni altul decât cu Raymond Poincaré, viitorul președinte al Franței, autorul expresiei pe care cred că deja am comentat-o în altă filmare, cu nous sommes ici au port de l'Orient, tu es pris à la légère. Au fost colegi cei doi. S-a afirmat relativ tânăr în viața parlamentară din România, a avut mai multe inițiative lăudabile, cum ar fi în 1906, pe când deținea portofoliul finanțelor, este cel care a fondat Loteria Română. Și totodată și-a dat adevărata măsură de politician în ajunul primului război mondial, când a dovedit o viziune remarcabilă și a lansat și o expresie memorabilă, respectiv cascada tronurilor. A fost unul dintre puțini oameni care a înțeles că această conflagrație, pe care mulți o credeau episodică, dar care s-a dovedit a fi un conflict de 4 ani, va duce la dispariția a multora dintre vechile imperii ale Europei și la formarea naționalităților. Intuiția asta corectă a stat cumva și la baza orientării noastre către Antantă în contra puterilor centrale. La lucrul ăsta a contribuit destul de mult și Tache Ionescu, care a reușit după război, dar numai vreme de o lună, să dețină și funcția de prim-ministru al României, de la care l-a înlăturat Brătianu ulterior. Bun prieten al lui Caragiale, a creat un partid care cumva continua vechiul Partid Conservator, Partidul Conservator Democrat, și probabil că ar fi fost unul dintre cei mai redutabili adversari ai lui Brătianu sau oricum unul dintre cei mai redutabili oameni politici din interbelic, dacă nu ar fi încetat relativ subit din viață în 1922, dacă nu mă înșel, cred că scrie pe plachetă, dar oricum, la puțină vreme după sfârșitul primului război mondial, aparent după ce ar fi mâncat niște stridii stricate în Napoli, unde se afla într-un soi de voiaj de nuntă. Nu era chiar de nuntă, dar chiar 22. Asta făcând aluzie la viața sa personală. În viața personală s-a dovedit un om destul de original, să zicem, respectiv s-a căsătorit în tinerețe cu o englezoaică, Elizabeth Richards, cunoscută sub porecla de Bessie, care l-a urmat în România și s-a dovedit exact ca și soția mareșalului Averescu, o altă străină care a învățat să simtă românește, foarte apropiată de oamenii de aici, a făcut prietenii pe aici, dar cu o pasiune pregnantă pentru animale. În casa lui Tache Ionescu, atâta vreme cât a trăit ea, a fost o veritabilă menagerie. Deci, lăsând la o parte numeroși câini și pisici, se putea vedea la un moment dat o căprioară pe aici, o maimuță care se numea Armina și un urs, domnul Bruni, da, care stătea nederanjat în curte, dar care îi mai deranja din când în când pe servitorii de la bucătărie, că atunci când mirosul era mai învietor, se mai ducea și el să facă câte o vizită. Tot Elizabeth Richards este cea care a fondat societatea împotriva cruzimii față de animale din România. Deci ea este cea care pune bazele acestei societăți în România și societatea asta, de exemplu, a fost instrumentală pentru dispariția unui obicei altădată foarte popular prin București, al datul câinilor în tărbacă. Era obiceiul de sântoader,
în perioada primăverii se prindeau câinii de coadă și de picioarele din față cumva și erau învârtiți, se credea popular că obiceiul ăsta i-ar feri să turbeze. Dintre vechile credințe populare, doar oricum cruzimea asta față de animale, astăzi probabil că urmașii lor sunt aia care pun petarde. Cruzimea asta față de animale a fost desființată de această societate înființată de Bessie Richards, care a murit, din păcate, tot cumva prin prisma acestei pasiuni față de animale, în urma unui accident de călărie la 60 de ani. Tache Ionescu, rămas văduv, a început o relație cu o domnișoară care era domnișoară divorțată, deci nu chiar domnișoară, o doamnă divorțată, care era cu 33 de ani mai tânără decât el, doamna Adina, născută Olmazu. Deci menționez numele Olmazu. Olmazu este a doua moară mecanică după moara Asan. Deci ea provenea dintr-o familie de industriași, fusese căsătorită cu un ofițer pe numele lui Cordescu, cred, de care divorțase, și a doua ei căsnicie a fost Tache Ionescu, treabă îndelung comentată în epoca, bun, evident, dată fiind diferența de vârstă, există întotdeauna niște gurdă binevoitori care le plac cancanurile, dar și pentru faptul că asemenea principelui moștenitor Carol, viitorul rege Carol al II-lea, care s-a dezonorat în timpul primului război mondial, mergând la Odessa să se vadă cu Zizi Lambrino, să se căsătorească cu ea, același lucru l-a făcut și Tache Ionescu ca să o viziteze pe Adina, cu care s-a căsătorit și alături de care se afla în momentul morții sale la Napoli. Adina este cea care a moștenit proprietățile lui Tache Ionescu și ulterior s-a recăsătorit cu un principe polonez Voroniețchi, dintr-o familie poloneză veche de niște sute de ani. Am avut norocul, dar aici știu că sunt oameni discreți și n-or să vrea să le dau numere, dar să-i cunosc pe unii descendenți ai Adinei Voronețca și care păstrează până astăzi în casă portretul ei, se vede că a fost într-adevăr o femeie extrem de frumoasă. Asta și explică suma de bârfe care s-au făcut pe seama ei. Rămâne alături de Tache Ionescu în moarte, pentru că este mormântat alături de el în capela pe care el și-a pregătit-o încă din timpul vieții la mănăstirea Sinaia, unde îi se poate vedea mormântul până astăzi. În timp ce casa ulterior a fost vândută unor persoane particulare. În timpul comunismului a adăpostit, între altele, Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu și după aceea, după anii 2000, a fost vândută unui avocat italian, Marino sau Mario Antico. Ar trebui să fie în curs de restaurare și secțiunea asta. Știu că o parte a fost restaurată, partea aflată mai la interior și urmează să fie restaurată, sper, și partea aceasta, pentru că e o clădire, după cum se vede, o clădire superbă și care merită să aibă un alt aspect. Și alăturată de ea stă casa unui domn al cărui nume îmi scapă acum, dar a fost secretarul lui Tache Ionescu. Casa imediat adăugată și unde se află și sediul Autoclub Român, că tot suntem în zona primilor iubitori de automobile din istoria României. Acum facem o scurtă pauză. Așa, chiar dacă am pomenit mai pe larg de ele în unul dintre tururile trecute, tot legat de Calea Victoriei, din partea asta putem să înțelegem relativ mai bine cum erau amplasate, dat fiindcă eu până acum n-am găsit o imagine de epocă cu toată partea asta a bulevardului Maghieru. Respectiv, avem vis-a-vis de noi, și mulțumesc lui Cristi Tomescu că m-a lămurit exact care-i care, primul bloc este fostul bloc Eva, unde se găsea cel mai mare magazin de confecții de articole feminine din perioada comunistă, iar al doilea bloc în stânga este fostul bloc ONT Carpați, deci bloc dedicat activităților de turism, să zicem așa. Pe locul actualului bloc Eva se găsea, până în anii 50, Muzeul Simu. Muzeul construit sub forma erechteionului din Atena, templu antic, de către Anastase Simu, unul dintre cei mai mari colecționari de artă și moșier din regiunea Brăilei, care donează acest muzeu statului român, deci așadar comportament de vechi boier care vrea ca și alții să aibă parte de colecțiile pe care le strânsese ele și nu numai că donează colecția propriu-zisă, dar pune la dispoziție și un fond, un soi de rentă anuală care permitea extinderea colecțiilor de-a lungul timpului, demolat însă de autoritățile comuniste în anii 50. Colecțiile au fost relocate și au trecut pe la Casa Radio pentru ca în cele din urmă să ajungă la actualul muzeu din Palatul Romanit, la Muzeul Colecțiilor.
Exista și o legendă și aceeași persoană este cea care mi-a transmis și această legendă. Mă rog, legendă în măsura în care eu nu sunt avizat să vorbesc pe domeniu, că o arhitectură masonică a Bucureștiului ar fi cuprins trei clădiri cu o fațadă triunghiulară. Muzeul Simu dispărut, un templu masonic din zona Izvorului la fel dispărut și o a treia care încă este în picioare, este vorba de Biserica Greacă, din susul bulevardului Ferdinand. Acum, dacă e adevărat sau nu, mai greu de spus și în felul ăsta putem să facem plasarea exactă și a unei alte locuințe celebre din București de altă dată care acum a dispărut, pentru că zona asta a bulevardului Magheru arată așa din perioada interbelică în mare parte, cu adaosurile comuniste ulterioare din partea dreaptă, dar mai înainte era o zonă în principal de case și de vile, așadar de clădiri cu un etaj maxim două. Una dintre aceste clădiri se găsea pe locul celui al doilea bloc, blocul ONT Carpați, și era vorba de locuința avocatului, politicianului, esteticianului, filozofului, criticului literar, da, omul avea mai multe întrebuințări, Titu Maiorescu, cel în casa căruia, așa cum este trecută pe blocul prim, a citit Mihai Eminescu poemul său central, poezia lui Ceafăru, în cadrul uneia dintre ședințele literare ale Juninei, care se țineau vineri seara cu precădere, la care asista inclusiv fica lui Maiorescu, Livia Maiorescu, măritată Dimsa cu un inginer lituanian, cea pe care Eminescu o poreclise copist inteligent, pentru că era una din puținele persoane care înțelegeau foarte bine scrisul și în felul ăsta puteau să redacteze foarte bine manuscrisele eminesciene. Casa lui Titu Maiorescu se găsea pe o altă stradă astăzi dispărută, strada Mercur, care în mod normal ar fi traversat actualul bulevar și s-ar fi dus în partea stângă, este actuala stradă Pictor Artur Verona, în partea stângă pe care ne aflăm noi acum. Ea era la Mercur numărul 2, casă cumpărată de Maiorescu odată ce s-a mutat aici de la Iași și în incinta căreia se desfășurau ședințele de la Junimea. Aici a aflat Caragiale de internarea lui Eminescu la sanatoriu în 1883 după incidentul de la Baia Mitrașevski și a izbucnit în plâns, aflând de soarta prietenului său. Și aici a trăit Titu Maiorescu până la sfârșitul vieții sale, un sfârșit relativ trist pentru un om care a adus atât de mult culturii române și statului român în sine. Am mai amintit în turul trecut că pe semnătura lui am luat noi cadrilaterul după participarea la cel de-al doilea război balcanic. A murit în 1917, când Bucureștiul se afla sub ocupație germană și mai mult la moartea lui s-a făcut și o ironie, cel puțin o ironie, respectiv că Petre P. Carp, mai vechiului coleg cu care sfârșise cam certat, în momentul când a fost întrebat dacă merge la mormântarea lui, ar fi răspuns, dar ce, el o să vină la a mea? Așa, dar, repet, unul dintre titanii culturii și politicii românești de altă dată. Altfel se pare că om nu era chiar cel mai plăcut caracter, era o fire, îi se spune olimpiană, se înțelege ușor mai antisocial, mai mizantrop, așa, care ținea distanță față de majoritatea oamenilor. E oricum foarte bine că putem să privim din perspectiva asta, că înțelegem exact care era amplasamentul. În schimb, una din puținele case, atenție la mănușă, una dintre puținele case vechi de pe ulița Colții, cum s-a numit inițial drumul care trecea pe aici, este casa din partea noastră stângă, în prezent sediul librăriei Cărturești. Librăria Cărturești este chiriașă în acest imobil, pentru că el a revenit descendenților proprietarului inițial. Cel care a deținut acest imobil la începutul secolului 20 a fost nimeni altul decât Dimitrie Asturza Miclăușanu, unul dintre descendenții unei vechi familii boierești din Moldova și totodată unul dintre politicienii de frunte ai regatului din perioada lui Carol I. Activ în politică încă de la jumătatea secolului, din câte știu, secretar al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, una dintre primele funcțiuni pe care le-a deținut, și ulterior membru al guvernului sub diferite funcții până în 1908, mi se pare, de 4 ori prim-ministru al României și președinte al Partidului Național Liberal,
după prima generație a brătienilor, după îndelungata președinția lui Ion Brătianu, urmat foarte puțin timp de fratele lui Dumitru, el este cel care deține președinția Partidului Național Liberal până când este înlocuit de Ionel Brătianu, de a doua generație a brătienilor. Din punct de vedere personal, Dimitrie Sturza se remarcă nu atât prin viziunea politică în care nu putea să-l concureze pe Brătianu, ci prin o capacitate de muncă într-adevăr ieșită din comun. Era un om care era capabil să studieze câte 12 ore și o și făcea cu asiduitate în Biblioteca Academiei Române. Academia Română îi datorează enorm. Este unul dintre descoperitorii primelor manuscrise cu scriere românească. Este celebru Codice Sturzan, care se păstrează până astăzi și care e una din primele dovezi scrise ale limbii române. El este cel care a fondat cabinetul de numismatică al Academiei Române, a reorganizat Biblioteca Academiei Române și a făcut o donație importantă către această bibliotecă. De multe ori uita să mănânce și spunea că mâncarea e mai gustoasă atunci când ți-e foame, când în sfârșit se îndura să meargă. În planul politicii, deși a fost tot așa un tip consecvent, a avut anumite scăpări care au fost taxate pe bună dreptate, principala fiind că atâta vreme cât a fost în opoziție a susținut cauza românilor ardeleni, pentru că odată ajuns la guvernare se dezică de ea, fiindcă avea nevoie de bune relații cu Austro-Ungaria, treabă cumva explicabilă, dar nu explică atitudinea foarte vocală pe care o avusese în opoziție, ba mai mult decât atât, se pare că a avut și, eu o să-i zic scăpare, dar e mai grav decât o scăpare, de a da numele celor care se îi sprijineau pe românii ardeleni, ceea ce a fost într-adevăr o treabă regretabilă, marcată și prin niște manifestări populare îndreptate împotriva sa. În cele din urmă, se pare că în ultimii ani de guvernare, în ultimii ani de activitate politică, se făcea din ce în ce mai simțită o afecțiune psihică latentă, se pare. Ea a fost cumva exacerbată pe de o parte de tulburările astea pe care le-a avut de înfruntat în ultima perioadă a guvernării sale și pe de altă parte de o campanie politică dusă împotriva lui de către vecinul său, oarecum, în ceea ce privește locuința, o să ajungem imediat și la el, Eugeniu Carada. Detaliem un pic mai târziu cine a fost Eugeniu Carada și ce a însemnat el pentru politica românească, dar cert este că pe Dimitrie Sturza a ajuns să-l desfințeze prin niște campanii succesive în presă și în cadrul partidului. Carada nu a avut vreodată o funcție oficială, nici deputat, nici senator, nu mai vorbim ministru, dar în schimb era un fapt știut în epocă că oculta din cadrul Partidului Național Liberal era cea care numea de fapt miniștri, fiind un apropiat al lui Brătianu Senior, îi promisese cumva acestuia că îl va pune pe fiul său la șefia partidului și era și vorba de realism politic, pentru că într-adevăr Dimitrie Sturza era depășit în ultima parte a vieții, inclusiv regele Carol I consemna lucrul ăsta că rigiditatea amicului Sturza îl obosește și dacă spunea Carol I că îl obosește, era o treabă destul de gravă. A devenit evident că primul ministru nu mai era în toate facultățile mentale atunci când a început să izbucnească în plâns la ședințele Consiliului de Ministri și mai mult să umble pe sumasă să-i ciupească de pulpițe pe miniștri, ajungând să fie dus la un sanatoriu parizian unde s-a constatat faptul că ce țară fericită care a putut să țină un nebun prim-ministru 10 ani. A murit, din păcate, în sanatoriu parizian în 1914, în ajunul începerii primului război mondial. Un sfârșit cumva nemeritat pentru altfel un om care a fost un patriot sincer și unul dintre mari oameni de cultură din veacul trecut. Iar numele său a mai suferit cumva un blam post-mortem, pentru că fiul lui, colonelul Alexandru Sturza, a fost una dintre cele mai răsunătoare trădări din primul război mondial, trecând cu tot sufletul, să zicem, de partea Germaniei,
explicabil pe de-o parte pentru că era ofițer de școală germană, dar dacă un rege german a fost în stare să-și lase țara natală și să simtă românește, cumva invers, boier român să treacă de partea Germaniei n-a fost deloc o treabă meritorie, dar astea sunt ironiile istorice, să spunem. În prezent, locuința care la fel se vede că are unele influențe neoclasice, deși este în sine o locuință destul de modestă, a revenit urmașul descendentului lui Dimitrie Sturza, arhitectul Șerban Sturza, care alături de domnul Alecu Beldiman sunt doi dintre cei mai valoroși arhitecți pe care are România în prezent și a realizat mai multe restaurări extrem de valoroase ale unor clădiri de patrimoniu. Așa cum spunea chiar domnul arhitect, după ce a fost retrocedată clădirea, a primit fel de fel de oferte care mai lucrative vis-a-vis de această clădire, inclusiv una care îi propunea să deschidă un club de noapte, a se citi bordel, și pe care l-a refuzat, alegând să-i dea acest scop mult mai potrivit cu vechiul statut, de practic e un loc de cultură. Pentru că cei de la librăria Cărturești nu sunt plătiți eu să le fac reclamă, dar sunt recunosc pentru politica de a îngădui și lectura în incinta lor și nu știu dacă n-am mai intrat de mult aici, dar înainte era și o cafenea chiar în incinta librăriei care îți permitea să stai comod și să mai și frunzărești diferite lecturi. Nu este singura carte, suntem într-o zonă, într-un soi de cerc al intelectualilor. Maiorescu era vis-a-vis, aici locuia Dimitrie Sturza și pe locul unde se găsea până prin anii 2000 și ceva cinematograful Patria, se găsea locuința lui Alexandru Marghiloman. Acum și despre Marghiloman am mai vorbit în turul de la Piața Amzei, unde am văzut casa tatălui, a lui Iancu Marghiloman. Ei, Alexandru Marghiloman, în schimb, lordul boierilor români de altă dată, a avut și niște similitudini și niște deosebiri față de colegii de generație. Astfel, ultimul președinte al Partidului Conservator, foarte bogat, foarte manierat, unul dintre cei mai mari pasionați de sporturi hipice, a avut o contribuție în realizarea hipodromului de la Băneasa, astăzi din păcate aflat sub temeliile Casei Presei Libere și avea probabil cea mai impresionantă herghelie de cai de rasă, proprietarul vilei Albatros de la Buzău, care din fericire a rămas în picioare și am înțeles că a și fost restaurată cu unul dintre cele mai frumoase parcuri englezești din țară, a avut la rândul său o căsnicie mai puțin fericită cu Eliza Știrbei, care după aceea va trece alături de Ionel Brătianu, ca cea de-a doua soție a lui Ionel Brătianu, și care a fi spus despre el că totul este fals la omul ăsta, mai puțin blazonul de pe veselă. Un om așa cu niște preocupări destul de fandosite pentru epocă, în sensul că și-a pretat cămășile la Londra, ceea ce pentru acum 100 de ani era ceva. Un domn care, în urma unei aventuri galante cu o anumită doamnă Turnescu, îi dă casa de pe strada Mendeleev, în care moare ulterior Ștefan Luchian, își ridică, comandându-i arhitectului Petre Antonescu, o casă superbă la bulevard, dar din păcate are parte de mai multe ghinioane, să spunem, după primul război mondial. Primul se petrece chiar în timpul conflictului, deoarece Alexandru Marghiloman, fiind filogerman, este prim-ministru în momentul în care, după Revoluția Bolșevică, regatul României este nevoit să încheie pace cu puterile centrale. Este pace infamă de la Buftea, București. Am mai vorbit, mi se pare, de ea. Așa, și Alexandru Marghiloman este cel care o semnează, dar din fericire regele nu ratifică. Și atunci am putut să reintrăm, vezi, tatălui lui Henri Coandă, Constantin Coandă, care a preluat prim-ministeriatul și care a readus România în război ca să încheiem victorioși printre beligeranți. Se uită faptul că tot pe semnătura lui Alexandru Marghiloman au intrat trupele române în Chișinău atunci când sfatul țării, desprinsă din Imperiul Țarist, a cerut prezența trupelor române. Tot Marghiloman este cel care a semnat ordinul de intrare a trupelor românești, deci datorită lui s-a obținut propriu-zis, de fapt, alipirea Basarabiei. Și totodată are o similitudine cu Tache Ionescu, se căsătorește relativ bătrân cu o domnișoară, de data asta cu 38 de ani, mai tânără decât el, Bonifaciu Petrescu, parcă era numele de familie, urmând, din păcate, un cancer galopant care n-a putut fi vindecat nici după tratamentul avut la Viena,
se stinge tot în perioada interbelică, aproape de Tache Ionescu, mi se pare că la un an după, în 1923, și urmează și o afacere destul de scandaloasă vis-a-vis de moștenire, deoarece avea rude și foarte tânăra lui soție. Herghelia, de care ceruse să nu fie despărțită, este despărțită, iar casa transformată vremelnic în reprezentanța auto este demolată în 1930-31, când este ridicat blocul ăsta care reprezintă prima expresie a artei moderne sau contemporane în București. Este cel care dă tonul modernismului pe Bulevardul Maghiero. Blocul impropriu cunoscut drept Patria. Patria a fost ulterior denumirea cinematografului, dar el este de fapt blocul ARO de la Societatea Asigurarea Românească, nu de la mașina de teren, aia e ulterioară. Blocul Asigurării Românești, opera nepotului lui Ion Creangă. Arhitectul Horia Creangă, care se pare că își moștenea bunicul în privința fizicului, Ion Creangă a fost realmente un cojamite moldoveanu de aproape 2 metri, foarte gras, la vreo 150 de kilograme, foarte volubil, cu multă poftă de viață, un gurmand în toate aspectele vieții, lucru pe care se pare că nepotul l-a moștenit integral, adică era recunoscut ca un om care își făcea singur bomboane fondante, de exemplu, și fel de fel de prăjituri, avea un fizic pe măsură. El este cel printre primii care introduc alături de Henrietta de la Vrancea, printre alții, arhitectura aceasta modernistă, minimalistă, să spunem, în România, produce relativă rumoare când realizează blocul acesta, respectiv gustul publicului nefiind obișnuit la momentul ăla cu asemenea formă de expresie arhitectonică, este înjurat copios de către mulți trecători. La un moment dat, scapă memoriile cui, un cunoscut de al arhitectului se plimba cu acesta pe stradă, pentru că nu suntem încă înaintea epocii televiziunii, implicita internetului. Oamenii nu erau universal cunoscuți ca aspect, deși să zicem că pe Creangă l-ai fi putut recunoaște destul de ușor. Și la un moment dat, trecând ei în preajma blocului, se întâlnesc cu un domn necunoscut care pur și simplu oprește și zice: vedeți, doamne, ce porcărie, ce dobitocul care a făcut, la care chiar Horia Creangă spune: da, domne, aveți dreptate, mare măgărie. După care când pleacă ăsta, îi spune: nu poți să te caci în gustul omului. Adică se vede că era un om cu vederi destul de liberale, tot el este cel care a construit primul blockhouse, în adevăratul în sensul modern al cuvântului, din București. Se află pe strada Schitu Măgureanu și o să-l vedem când o să facem turul Cismigiului. A avut un sfârșit, să spunem, un pic cusut cu ața albă, pentru că a murit în 43, deci în plin război mondial. A făcut baie în lacul Snagova, înnotat, a urmat o petrecere cu mai multe doamne, dar se vede că se coșcovise fizic de când a ieșit din apa lacului. A făcut baie într-o apă destul de rece, a fost dus la un sanatoriu la Viena, de unde nu s-a mai întors. Nici până astăzi nu se știe exact dacă a fost vorba o congestie pulmonară sau de altă boală, sau dacă ar fi fost vorba de o tentativă de asasinat, și din păcate nu am studiat suficient de mult viața lui ca să văd dacă ar fi avut ceva implicații politice. Una din marile lui opere de arhitectură reprezintă până astăzi hotelul ARO din Brașov, și se pare că în noaptea cutremurului din 1940, cel de-al doilea mare cutremur din secolul 20 după cel din 1977, s-ar fi grăbit pur și simplu aflându-se în zonă să vadă dacă i-a rezistat construcția, și îi rezistase. A construit durabil, într-adevăr, așa cum se vede și în blocul Patria, deși ar fi cazul de renovare, stă în picioare de peste 90 de ani, trecând prin cele două cutremure. La vremea lui era și unul dintre cele mai moderne edificii, nu doar din punct de vedere al arhitecturii, ci și din punct de vedere al dotărilor, pentru că avea una dintre primele instalații de ventilare a aerului, a se înțelege de aer condiționat în epocă, și la subsolul lui se găsea unul dintre cele mai la modă baruri. Denumirea asta mie încă nu mi-e clar, că mi se pare că se cam plimbă prin oraș de Melody. Rămâne celebrul bar Melody din perioada comunistă, dar care, din câte știu, era la Lido, de vis-a-vis. Dar se pare că în perioada interbelică a funcționat și aici un bar Melody, și după anii 90 știu că a mai fost ceva loc frecventabil. Celebrul cinematograf Patria, unde mergeam și eu copil. Din păcate, acum toate vechile cinematografe din București, sau aproape toate, au fost surclasate de apariția complexurilor mai mari de profil.
și, cum se vede, și blocul în sine ar avea nevoie urgent de o restaurare, pentru că mă tem că următorul cutremur nu o să-l mai prindă în picioare dacă situația nu se schimbă. Acum, profit de faptul că probabil perspectivă mai bună decât de aici nu avem asupra lui, ca să aduc vorba și despre hotelul Lido. Hotelul Lido este o altă construcție care caracterizează Bulevardul Magheru în perioada interbelică. Bulevardul Magheru în perioada interbelică este practic cel care a asigurat Bucureștiului denumirea de micul New York. Dacă prin Calea Victoriei și prin zona Bulevardului Elisabeta, de exemplu, își capătă în perioada antebelică denumirea de micul Paris, în anii 20 și mai ales 30, prin clădirile ridicate pe Bulevardul Magheru, considerat la vremea aceea unul dintre cele mai moderne din Europa, Bucureștiul se consideră o avangardă a modei și cumva o bună imagine, o bună reproducere a imaginii din New York.